Nu degeaba e frim, roșca și asociații. După dimensiunile pieței știi, noi suntem o firmă mare. Mai aș minute te-ai fățit acolo și Tu faci mai mulți bani ca mine pe oră. Poți să citești în internet asistă la tranzacții de miliarde. Noi am avut o plăcută ocazie să colaborăm cu una din cele mai mari firme din Statele Unite când s-a vândut în tranzacția cu Sony. Din punctul meu de vedere, voi sunteți și mai cunoscuți uh, pe piața noastră care oferă servicii uh, juridice. E corect spus servicii juridice? Sau da, 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 da. Noi, noi, suntem avocați, oferim servicii juridice. Da. Servicii juridice. E Roșca și asociații. Cât, cât sunteți în companie? La moment suntem 12 avocați și juriști la, la firmă. Uh -huh. După dimensiunile pieții Moldovenești noi suntem o firmă mare. Aha. Asta era întrebarea următoare, dacă vă considerați mari. Sunt mai mari ca voi? Sunt. Dar uh -huh. oricum nu sunt multe. Uh -huh. Serviciile voastre pot fi categorizate după. pot fi clasificate. Cumva, noi, de exemplu, noi oferim servicii de contabilitate, noi oferim servicii de rambursare TVA, noi oferim servicii de HR documentare și tot așa. Dar la voi, cumva, poți fi... Cu, îmi pare că e vag domeniul ăsta ca să fie clasificat. A, e posibil, sigur. Dar cred că pri, clasificarea primară ar fi în consultanță și litigii. Da, deci litigiile astea înseamnă tot ceea ce aici înseamnă instanță de judecată da? și fazele procesului, fie că e penal sau e civil. Și partea cealaltă asta este consultanța care nu e, deseori când noi spunem consultanță, lumea ne înțelege când vine omul și noi îi dăm răspunsul de la întrebări. Deci tot ceea ce aici nu este litigii și ce facem noi se numește consultanță. Asta este de la înregistrarea firmei și consultarea în orice construcție juridică care vrea să o facă, structurarea tranzacțiilor, tranzacții de M&A, da, cumpărări de întreprinderi, restructurări de întreprinderi, contracte, scrierea de contracte și tot, tot restul. Și, și ceea ce facem noi pe principiul day by day basis, da? adică iată noi avem uh, uh, câțiva clienți pentru care, noi, care, nu au departamente juridice interne și cei ce înseamnă nu suntem un fel de departament juridic extern al lor. Tot, toate întrebările pe care de, de ordine ordin juridic, ei ne le adresează nou. Deci, iată, tot asta noi atribuim la categoria consultanță. Aveți mulți clienți de ăștia la deservire lunară? lunare? Da, noi avem un pool de clienți cu care lucrăm în felul ăsta, da. Unii din ei chiar au și in-house, da, au juriștilor interni și la noi apelează doar la chestii mai complexe. Alții chiar nu au și nici departamentul lor juridic și lucrăm doar noi pentru, pentru ei. Și serviciile este lunare sau cu o deservire lun lunară? Mm -hmm. Și cum stau ele? În tot ceea ce are nevoie clientul. De exemplu, are nevoie de analiza unor contracte, de achiziția unor da. Alt, altele, sau pur și simplu la telefon, de exemplu, consultații la telefon, sau sunt anumite pași, de exemplu, la semnarea contractului, noi spunem că noi concret n ar să facem și-o în ABC. Sau i pur și simplu. Când ai nevoie, te adresezi. Noi niciodată nu-i limităm clientului sau nu... cum să zic... nu bagăm băgăm pe gât un pachet de servicii. Spui, ei, asta și ne plătești atâția bani. Din punctul meu de vedere, asta nu este fair și nu este ok nici pentru nici una din părți. Indiferent la ce preț trebuie să vinzi abonamentul ăsta, ce se numește abonament, uh, cineva dintr-o parte a contractului, la un moment dat, o simte o anumită frustrare. Spre exemplu, o afacere nouă, în perioada asta tu lucrezi mai mult. Pentru că la avocat, la client, totul e nou, tu trebuie să-i faci contractele de angajare, contractele la ce vinde el, furnizori, clienți, nu mai știu ce, e, dar să-i aranjezi procesele. Acum, asta e un volum mare de muncă. Dacă tu ai abonament, asta înseamnă că tu îi primești o sumă de bani și volumul e mare. Acum trece o perioadă, la client lucrurile merg toate bune pentru că tu ai făcut bine treaba. Da, și el ajunge să-și amintească că de vreo trei luni n-a solicitat niciun client, niciun serviciu de la tine, dar lunar face click și banii merg de la el la dânsul. El deja nu se-și amintească efortul de, de la început a avocaților. Da? Și în prima perioadă la o astfel de contract frustrările sunt de partea avocaților, de cealaltă perioadă clientul se simte frustrat și atunci noi Preferăm, sigur că dacă clientul dorește o astfel de formă, formula noi o să o, o să o acceptăm, dar noi de fiecare dată recomandăm să muncim pentru, adică să fim plătiți doar pentru ceea ce solicită. Dacă tu ai ajuns la concluzia că ai nevoie de serviciu ăsta, noi o să-ți spunem, estimativ cât asta costă, pentru că criteriul după care noi stabilim prețurile este numărul de ore de efort. Pentru că noi avem într-o zi 24 de ore. Asta e, eu pot să vând 24 de ore din, dintr-o zi. Am mulțit la numărul de angajați care facturează. Da? Iată, asta e tot ce eu pot să, să vând. Și estimăm că pentru serviciu ăsta noi vom consuma estimativ, nu știu, 7-10 ore. Ora costă atât, da? deci plafonul în care noi o să te facturăm este numai mult de atât. A, o să-ți trimitem factura după ce ai să accepti timesheet-ul, da? unde noi descriem serviciul și timpul consumat pentru chestia asta. Și după ce primim aprobarea clientului, că da, este ok, corespunde cu cine am înțeles sau că am avut situații în care zis, da, îmi pare cam mult pentru, cam mult timp consumat pentru chestia asta. Și atunci vei cu, cum să zic, cu explicații suplimentare de ce asta e așa și după asta emitem factura. Asta este fair pentru ambele părți. Tu știi cât ce îți primești pentru și cât îți plătești pentru asta, eu știu exact ce se așteaptă de la mine și cât asta o scoste cât eu o să încasez. Noi așa preferăm să mergem. Când ultima dată au fost sau ați avut cazuri când clientul vă spune noi nu mi pare că prea mult nefactorați pentru lucruri care îl faceți acum, dar voi cumva compensați pentru munca care s-a făcut anterior. Nu, nu, nu am avut niciodată pretenții la facturi mari. Da? Deci noi am, poate am avut punctual pentru, dintr-o listă de, dintr-un timesheet, o listă de servicii pentru ceva concret, unde odată a fost o greșeală, altă dată am explicat de ce acest, de ce acest timp și nu e altul. Dar nu am avut niciodată pretenție să, zic să ne zică cineva, nu, eu n-am consumat atât cât. Indiferent cât e de mare tranzacție care tu o faci, nu cred că un uh, onorariul dintr-o tranzacție uh, o să-ți fie suficient pentru toată viața. Deci asta contribuie la reputația ta. Și dacă tu odată ai să calci strâmb, ai să facturezi mai mult decât este ok sau decât te-ai înțeles, atunci data viitoare despre asta o să știi nu doar acest client, dar și toată lumea care te mai cunoaște sau care îl cunoaște pe el. Și atunci alegi tu vrei toți banii din tranzacția asta și atât sau tu vrei să știi lumea că tu ești corect. Nimeni nu a suferit din... sau suferințele care se, ca o, se le suport din uh, corectitudine nu sunt de lungă durată. Ele se corectează rapid. Aici ca Vdudea, să spunem... Uh, uh. Cita. Da, da, citat. Asta e specificul pentru servicii. că lumea nu percepe prețul și valoarea și timpul care i-a fost oferit. Am citit o carte cu, despre vânzări, cum se vinzi orice oricui. Și acolo el e autorul cărții, el a vândut cel mai mult, a intrat în cartea recordurilor Guinness, pe cel mai multe e, automobile vândute de către o persoană în tot timpul el cumva anume el trăiește cu vânzările și el spune concret ea că cum trebuie să faci ca să vinzi. Și vorbea despre fiecare industrie separat și despre servicii, la servicii era că fiecare dată când intri într-un proces de vânzare cumpărare, preț vorbește din start și bați palma din start. După asta nu-ți percepi. După asta cumva tu ai de pierdut doar. Și el de exemplu, că cumva o chemat cineva să-i repare ceva în casă la robinet. Și vine omul, să uite, nu, cam asta este costă 150 dolari. Și ok, 150 dolari mă costă, bun, așa lasă, pleacă la robinet, 5 minute, e, gata, și 150 dolari. Și cum? Mai 5 minute te-ai fățit pe acolo și 150. tu faci mai mulți bani ca mine pe oră. Și este într-adevăr și lucrezi Eu o să unul din cei mai buni consultanți în vânzări. nu, eu dacă eu vreau să fiu mai sărac, mă facem și eu consultant în vânzări, că tine. Dacă vreau să fac mai puțin bani. Cumva, în timp, cu partea asta, plată. Este adevărat, serviciile sunt imateriale, da? nu, nu, tu nu le poți sesiza. Și este vor serviciile juridice nu neapărat îți aduc rezultatul dorit. Nu de-aia că serviciile sunt proaste. De-aia că tu ai aflat că cei ce dorești să faci nu o să fie legal sau nu o să-ți asiguri așa cum se poate din punct de vedere juridic nu o să-ți aducă rezultatul pe care tu o aștepți. Dar asta nu înseamnă că cel care ți-a oferit serviciul nu trebuie plătit. Uh -huh. Chiar dacă tu nu obții ceea ce, ce dorești, de-aia și spune că serviciile, contractele de servicii sunt, conțin obligații de diligență, nu de rezultat. Antrepriza de rezultat. Iată, vrei drum să construiesc, da? Și tu, dacă nu ți-au dat drumul de lungime care trebuie și calitatea care trebuie, înseamnă că lucrul nu este făcut și tu ai drept să nu plătești. Asta e obligație de rezultat. Obligația de diligență presupune că tu du mai best, da? Eu o să depun întreaga mea diligență pentru ca să ai cel mai bun serviciu care, de care tu te aștepți.

tu ai intrat la facultate, eu v-am plătit contractul, voi trebuie să-mi dați diploma și cunoștință. Nu, universitatea poate să-ți dea diploma, cunoștințele, asta deja sunt uh -huh. funcție de tine. Vorbeam despre clasificarea serviciilor și tot așa. Noi, una din serviciile sau una din direcțiile noastre e, e financial advisory. Și cumva, de fiecare dată, îmi vine complicații să explic cuiva ce înseamnă financial advisor. Cumva, el parcă e consultanță, dar parcă cumva mai specific. E, în contabilitate sunt conturi, toată lumea cunoaște. Este contul, de exemplu, spunem, mijloace fixe. Și este că mijloace fixe de tipul ăsta, contul este. Mijloace fixe de tipul ăsta, de a doilea, a treilea, a tip și tot așa, și este altele. Apoi cumva financial advisor parcă face parte din altele acolo. Și cumva parcă serviciile de consultant de, sau consultanță juridic tot e cumva tot se încadrează sau altele se încadrează tot, tot aici. Deci întrebam de, dacă se poate de clasificat, pentru că teoretic atunci când vrei să faci o vânzare sau când vrei să te publici sau să arăți lumii și te ocupi, trebuie să faci o mică descriere ce concret poate să cumpere de la tine. Dar că serviciile juridice sunt uh, așa complex încât nu e așa că eu am nevoie de servicii juridice, de eu să caut, știu, uiți, la 5 companii pe site și dacă și să ocupă este sau și... Ia că nu este servicii întreb. Nu, eu, nu, eu am o problemă concretă și mă adresez la uh, la un anumit jurist care poate să mă ajute sau o anumită companie și toate cumva ne aleg sau prin recomandări sau dacă nu am și să sunt recomande vizual și ne nu au oferit mai frumos oferta. Voi direct nu puteți controla vânzările din câte eu îmi imaginez. Cumva nu e așa că țineți mâna pe puls și puteți spune că sau eu greșesc. Asta e în specifica voastră. Mai mult, la afară faptului că noi nu putem vinde în sensul clasic, noi, noi vindem, pentru că oricum noi cumva ajungem la client sau clientul la noi, da? Asta înseamnă că noi, dacă noi avem contracte, noi vindem. Noi nu vindem în sensul clasic în care vinde businessul. Specificul avocaturii este că ă, asta este... Nu este afacere. Este afacere și nu este afacere. Da? Deci nu putem funcționa după regulile antreprenoriatului. Antreprenoriatul, tu știi, asta este ceea ce faci pe risc propriu. Orice în limitele legii pentru a obține venit. Și risc. Deci eu mi-asum riscuri când sunt antreprenor. Eu ca avocat nu pot să-mi asum riscuri pentru că eu nu risc cu afacerea mea. Eu risc cu afacerea client. Sau nu doar cu a mea. Eu, eu pun în bătaie și afacerea client. Și atunci... Sunt niște restricții în ceea ce ține promovarea serviciilor tale, publicitatea serviciilor. Și tu nu pot să ieși și deci să eu sunt cel mai bun avocat sau serviciile mele sunt cele mai bune sau eu am uh, câștigat uh, 99 între 7 din toate litigiile care, în care am reprezentat și tot așa. Și asta sunt tehnici interzise pentru print, activitate. Dar dacă să revenim puțin la ce ai întrebat la, la clasificarea serviciului, am zis doar cum ar fi ramburile cele mari care am împărțit activitatea cu cine ne ocupăm noi la firmă. Acum, în interior, dacă încep în consultanță, pe, dacă faci afaceri, tu știi, ai de angajat, ai nevoie de contracte de muncă, ai nevoie de documentație care o cere autoritățile care verifică respectarea regulilor în domeniul muncii. ai nevoie de contracte cu furnizori. Ai nevoie de contracte cu tot felul de contracte care îți imaginezi tu care. Alte documente cu text juridic. Opinii juridice. Deci asta este un serviciu care mă bucur că ultima vreme din ce în ce mai mulți oameni de afaceri de acasă încep să folosească această opinie, acest instrument. Opinia juridică este atunci când tu ai o situație, mi-o descrii și îmi formulezi niște întrebări ca eu să mă pronunț din punct de vedere juridic asupra ei. Deci eu evaluez niște riscuri și mă îmi exprim opinia fie că tu ai un, un plan de afaceri sau și mă pronunț asupra caracterul lui cât este ilegal Sau tu îmi pui pe masă un proiect de lege care in, cumva o să-ți afecteze business-ul tău sau vrei să vezi dacă o să-l afecteze. Și îmi formulez întrebările și eu zic, uite, partea asta și asta contravine Constituției, partea asta s-ar putea întâmpla să este formulată ambigu sau are risc de coruptibilitate sau nu știu ce. Și acum atunci, cu această opinie juridică poți să mergi la cei la autorii proiectului și să spui, uite, uh, am impresia că aici și aici s-ar putea de intervenit în proiect și de schimbat lucrurile, iată, și consultanții mei consideră așa. Uh, o, o mulțime de, de alte chestii legate de um, drept VAMAL, da? tot ce este legat de import, export, ce se întâmplă la, la VAM, uh, domeniul regulator. Da? Deci aici autorizații, licențe, relația cu regulatorii. Noi avem domenii reglementate, da, deci afaceri care nimeresc fie sub uh, reglementările băncii naționale, da? dacă vorbim de bănci, sau uh, Comisia Națională a Pieții Financiare, sau uh, uh, autoritățile sanitare, da, tot ce este legat de controlul ANSP. Și, uh, noi avem o, o expertiză mare și în domeniul regulator. Da, aici foarte multă lume vine după consultații în relațiile, fie că au avut controle sau intuiesc că o să le aibă, sau simplu doresc să se conformeze regulilor și spun, eu vreau să fiu ok, te rog o listă de ce trebuie să fac, cum să arăt mine actele. Pentru că atunci când o să vină cineva să miliciară, eu o să și în afara faptul că îi le pui pe masă, atunci când vine cineva, noi primim un telefon și putem să fim alături de om la această inspecție sau la control sau, sau tot restul. Asta e, ți-am zis, de consultanță. Acum este partea cealaltă a litigiilor care iarăși se clasifică civil, penal, comercial, fiscal, vamal, dreptul familiei, și administrativ. Noi acum avem cod administrativ nou, asta e o, o păpușă de povesti, da, în care toată lumea de 2 ani de zile încearcă să se conformeze noilor reguli și să înțeleagă noile mecanisme. Da? Deci domeniul este unul extrem de vast. Tu ai dreptate că ele nu pot fi foarte ușor clasificate. Și o altă problemă din cauza diversității domeniilor și a pieții mici, noi nu putem să ne permitem luxul specializărilor în gust. Foarte puțină lume pot să își fac din colegii mei avocați firme butic, da? care spune, eu mă ocup doar de, nu știu, taxe, da? tot ceea ce este consultanță în domeniul taxelor mai ales că sunt jucători puternici din alte domenii care nu sunt neapărat firme de avocatură. Sau da, ne specializăm în arbitraj comercial, internațional. Noi avem 10 litigii pe an legate de arbitrajul comercial internațional. Adică trebuie să fii foarte îndrăzneț ca să îți iei un domeniu atât de îngust, asta trebuie să fii extrem de bun și să speri că la tine o să tragă atenția altă piață. România, Ucraina, spre exemplu, sau poate că dacă ești încă și mai îndrăzneț, atunci poți să contezi regional sau chiar și din, din pe piața europeană. Atunci când, dacă tot vorbim despre, despre proiecte, proiectele care se întâmplă interesante pe piața moldovenească în domeniul nostru de cel mai desori sunt proiecte realizate împreună cu case mari de avocatură din din alte țări. Cel mai des sunt România, Ucraina. Asta e dacă vorbim despre vecinii noștri imediat, dar avem tranzacții o, fie în, în echipă facem parte, fie ca și avocați oponenți, case mari de avocatură din uh, Londra, din uh, Germania, din Olanda. Da, deci, nume, nume în care poți să citești în internet uh, că asistă la tranzacții de miliarde. Da, noi am avut uh, o plăcută ocazie să colaborăm cu una din cele mai mari firme din Statele Unite, când s-a vândut în tranzacția cu Sony, în care, nu știu dacă multă lume știe, dar unul din activele Warner care le deținea și care au fost vândute în cadrul acestei tranzacții era o firmă IT din, din Chișinău. Și firma asta IT a fost parte a unei tranzacții globale de estimat la 2 miliarde de dolari. Da, deci este o tranzacție relativ recentă din care a fost închisă. Closing-ul a fost în, în începutul anului 2021. Da, deci iată, noi avem în Moldova afaceri care fac parte din acest conglomerat transnațional și care a fost parte la o, Vreau să zic că nu mi s-a mai întâmplat până, până acum să țin în mână un contract care valorează 2 miliarde. Și iată, am am avut parte de această experiență. Și de obicei, pentru așa de contracte, se oferă sume mari de către... Nu, bineînțeles că compania de avocatură din Statele Unite o, facturat după un price de dar la noi, Asta îți faci pro bono sau cumva pentru nu, ca să ai în portofoliu așa? Nu, nou, nou, noi nu facem pro bono așa proiecte. Pro Proiectele noastre pro bono... Uh, tu nu, nu poți face pro bono acolo unde trebuie să vinzi da, serviciile. <hyannée> <slung flour endlich> <AD keine> <Maker> noi am încasat, e adevărat, nu au fost cei mai mari bani care noi am câștigat dintr-o tranzacție la care am asistat, dar a fost atât cât noi am convenit, pentru că noi am știut volumul de lucru și noi am vândut, apropo, asta e o altă regulă de care noi ne ținem foarte, foarte strict, prețul serviciilor. Deci asta este, noi lucrăm, nu contează de unde este clientul noi nu putem să-l percepem că dacă el vinde în afară înseamnă că e mai mulți bani. Noi vindem același serviciu și atunci noi îl vindem la același preț. Și noi am facturat așa cum am convenit. Am numărul de ore care a ieșit după ce am muncit, am mulțit la tariful orar, discutat și mi-am mi primit onorariu. Dar e sigur că casele de avocatură care au fost implicate în acest proiect au avut și onorare pe potriva volumilor, costului de transacție. Cumva structurat, nu se... sau să ne stabilim criteriile noastre pentru cazurile pro bono. Noi nu suntem o clinică juridică să, să oferim asistențe gratuite sau să se oferim asistență persoanelor care nu pot să-și permită să plătească. Pentru asta sunt organizații neguvernamentale, sunt clinici juridice, da? care, care este statul care oferă asistență juridică garantată de stat. Și atunci noi ne-am propus să, prin contribuția noastră în servicii să încercăm să stimulăm ca oamenii să crească, să facă ceva. Deci, le oferim o, un sprijin la o etapă incipientă a afacerii, ca ulterior ei să aducă valoare adăugată. Nu neapărat că ei să devin clienții noștri, dar să nu greșească de la început și să reușească să-și construiască o afacere sustenabilă. Am avut un proiect în care am oferit asistență gratuită startup-urilor din IT. Deci era suficient să vii să arăți că tu inițiezi o afacere în domeniul ăsta și puteai să beneficiezi de asistență. Deci când spun că, că am adus exemplu cu IT ca să să mă înțelegi mai bine ce am în vedere când spun că vrem să aducem valoarea adăugată prin, prin probonul nostru, nu doar să ajutăm pe o persoană care nu poate să, să plătească serviciile, dar în așa fel încât după asta o să beneficieze de într-un fel, ne place nou să, să, să zicem așa, că s-ar putea întâmpla că din consultanța asta noastră sau din serviciul nostru pro bono să iasă câteva locuri de muncă, niște taxe la buget și atunci mai multă lume o să se simte bine decât dacă ai ajutat doar o persoană care nu poate să plătească serviciul tău. Nu aveți cumva principii sau poate reglementări prin care vă se interzi și să faceți pro bono în anumite situații sau... E adevărat, legea cu privire la avocatură ne obligă să încheiem contractele în scris și ele trebuie să fie oneroase. Dar noi nu avem tarife obligatorii. Da? Și atunci tariful pro bono asta poate fi un leu, da, adică un preț simbolic care noi respectăm legea, deci nu încălcăm legea și în același timp este un contract care e perfect valabil. Da. Noi, noi, avem principii cumva profesionale în care ne interzice să intrăm într-o afacere în cazul în care noi considerăm că nu se achită suficient. E, sunt mai mult principii etice, cumva ele sunt impuse de către anumite standarde internaționale de etică și spun că uh, nu ai dreptul să intri într-un angajament în cazul în care să-i achită mai puțin, pentru a nu fi influențat, pentru uh, cumva activitatea de avocatură are componenta socială prin care pot salva o viață, sau pot salva o tranzacție, sau pot salva o, un destin și tot așa mai departe. Pe când serviciile financiare nu au influență asupra destinelor la fel de direct. Și cumva... Noi ne se impune să fim super uh, cumva, cumva, sinonimul cuvântului oglindă, dar noi altfel decât oglinda nu avem dreptul să fim. asta e cel mai ideal cumva, moment pe care noi trebuie să, să lași noi trebuie să tindem. Fix realitatea, să o spunem. Nu spunem că să fie convenabil, noi trebuie să prezentăm informația așa exact cum este. Doar că, bineînțeles, că asta e partea ce mai ideal. Și deja tot stind spre, spre ideal. Și de atât și întrebam cumva asta ideea, era... A, aici sunt mai multe aspecte de care trebuie să ținem cont. Noi, spuneam, încercăm să ne cristalizăm o, o, niște reguli de oferire a serviciilor. Da? Adică noi încă suntem în identificarea acestor domenii în care vom practica pro bono. Deci nu o spune că noi o să facem pro bono de la reprezentare în judecată și terminând cu tranzacții de MA. Da. Nu, așa ceva nu există. Noi o să identificăm. Deci iată, unul din domeniile am zis. Uh, noi am putea oferi asistență pro bono în domeniul artelor. Da. Spre exemplu, pentru cineva care are nevoie sau, nu știu, drepturile de autor. Da. Este un, un creator care... El este foarte ingenios sau este talentat, dar ar putea să piardă din cauza că nu poate să-și... Nu-și nu -și înregistrează drepturile care o să-i oferă protecție pe, pe viitor, da? Deci, de felul ăsta sunt domeniile și atunci noi ne limităm domeniile unde o să oferim asistență pro bono și noi ne rezervăm dreptul să decidem noi cazurile, da? Deci nu că, iată... A, a, o să oferim pro bono la 10 oameni. Ați venit 10, gata, vă țin. Nu, noi o să oferim cât o să considerăm necesar. Sigur că asta nu poate să ne ia tot timpul, pentru că atunci nu știu din ce să plătim onorarele uh, colegilor de la, de la firmă. Dar totul tot trebuie să fie în, în, limite rezonabile și asta vine, cum spuneai, de la faptul că noi suntem membri acestei societăți și nu, uh, nu ne este indiferent uh, când dacă cineva are nevoie și nu poate să și le satisfacă sau că noi, și noi vrem ca toți să trăim într-o într, -o, într -o țară mai bună și într-o societate mai bună. Atunci, nu neapărat că ceea ce facem noi va contribui la asta, dar asta este obiectivul sau a, asta explică de ce noi ne propunem să facem acest lucru. Nu doar să avem rubrica pe site că oferim bono eu am o teorie că tot așa cum problemele noastre sau societății noastre sunt generate în preponderianță de lipsa cărții, la teoria mea e din, din și cumva mult vine. E cumva obiceiurile pe care le aveam, mâncarea pe care o mâncam, și activități sau tradițiile pe care noi le avem uh, sunt generate de secole întregi de sărăcie. De exemplu, uh, aceeași supă sau borș uh, pe care desuori sau care desuori se servește la noi uh, dacă se comparăm cu țările din vest, acolo mâncarea asta rare, rare ori când apare și din și cauză pentru că e nici valoare nutritivă nu prea are și cumva la și e o exclusă pentru că na, e e, 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 nu, nu e gustoasă, e nu e bună, e nu ne ajută cu nimic, nu ne servește. Pe când la noi e putea fi făcută din e, e, și ceva mai accesibil. Fix și așa, și cumva, de exemplu, mâncărurile sau evenimentele, sărbătorile pe care noi le avem, care tot vin din sărăcie. Cumva nu era mereu posibil să mănânci suficient o perioadă îndelungată de timp. Și când venea un oaspete, trebuie să te asiguri că el, când va pleca, el poate mult timp încă nu mai mănânci. Hai am mănânci el mult și te rog oaspeti, mănâncă mult. Eu am să te servești tot așa. dar ați să pleci. Eu să mă sunt sigur că tu mai mult timp ați să supraviețuiești. Am. Și fix așa, multe, multe situații, de exemplu, gestionarea banilor. Când cineva la un moment dat are mult mai mulți bani, dat fiind faptul că era mult timp sărac, poate acum să cheltuie sau să rete la mai mulți că eu sunt mai diferit ca voi, am mai mulți bani. Iar când am cumpărat o mașină mai scumpă. Pe când mașina asta îți aduce fericire poate în mai o lună sau două, de fapt, satisfacție în mai o lună sau două. Și după asta gata, cumva e devine o obișnuință. E... Și iarăși, dacă comparăm cu vestul, e... acolo cumva salt alte valori, iarăși este materiale și cumva din cauza lipsii sau nu inexistenței la așa nivel de sărășie, e, nu se pune așa mult accent pe val valorile materiale. Și probabil, e, iarăși din cauza sărășiei, pentru că noi trebuie să luptăm pe mai multe fronturi odată pentru a presta aceleași servicii juridice, de exemplu, e, nu ne putem axa, concentra să fim. Noi prestăm servicii numai pe TVA și gata, nici altceva. Noi numai TVA și suntem și mai buni. Și nu, asta ne duce așa mulți bani, că noi avem încă 50 de angajați. Și îi hrănim numai din tranzacții pe TVA, rambursări și tot așa. Asta e imposibil la noi. Noi trebuie să știm și e, penal, administrativ, civil și tot așa. Noi pe toate trebuie să le știm ca să supraviețuim. Și din cauza asta noi nu ne putem concentra mult mai mult, poate, într-o direcție. Și tot asta numi din și din sărășii. Dar cât merge ideea cu lipsa cărții, cumva m-am gândit la societatea din SOA și acolo au bani și des se întâmplă că e lipsa cărții și cumva e o combinație între e, nu e chiar așa de ideal și mai are înc mult până la ideal, dar datorită faptului că nu e așa de săr sărac, nu e tare rău. Cumva, ceva... Poți fi o combinație asta de carte și, și Sigur, eu cred că este o legătură directă. Vorba, mai avem o, nu știu dacă e proverb, dar Desi vor aud vorba asta, noi suntem săraci pentru că suntem proști sau suntem proști pentru că suntem săraci. Eu cred că problemele mari în societate sunt de la lipsă de carte. Și deci ce strage, strage tot? Nu toată lumea trebuie să facă... Când spun lipsă de carte, nu am în vedere că oamenii nu merg la școală. Dar nu, la noi după numărul de... Oamenii cu studii superioare cred că avem o pondere printre cele mai înalte da, statistici, la în statistică. Da, noi avem foarte multe lume cu studii superioare. Dar asta e, când spun carte, am în vedere pregătirea. Da, noi, 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 eu generalizez, nu obișnuiesc de fapt, dar așa pentru a nu personaliza sau a arăta într-o anumită direcție lumea e se obișnuiește să pretindă la lucruri care nu îi scuvin. Și asta începe din păcate din școală. Dar părinții vor ca ele, copilul lui să fie eminent. Copilul, na, poate să învețe o materie două pe nota 10. Puțin pot să permi, sau puțin sunt capabili să aibă 10 pe linie. Dar părintele vrea ca să aibă 10 pe linie pentru că nu știu ce el crede că dacă el nu o să aibă 10 pe linie, asta este fail-ul lui. Și atunci ce faci? Începi să cumpere 10 pilini. Copilul înțelege că, poate el nu poate să-și explice, dar el înțelege că el e mai slab decât cel care are pe bun 10. Dar el a obținut 10. Acum ajunge la facultate, pic o dată examenul a doua, se începe de cumpărat rezultatele la facultate. Și acum ajungem în viața mare cu un specialist produs crescut deja care știe că viață sunt lucruri care poți să le cumperi chiar dacă tu nu le meriți. Sau ele, nu, nu că nu le meriți, dar că, că ele nu-ți cuvin. Și atunci vine chestia aia care spuneai tu că este o cale mai puțin etică, da, eu aș spune chiar ilegală, dar și este calea standardului, da, că trebuie să te ții de anumite standarde. Și oamenii, soluția asta e mai simplă, da, pentru a obține ceea ce nu-ți cuvine, într-o parte, că asta este ilegal, tu trebuie să ai bani. Și atunci se începe guana după bani. De aia, valori, carte, asta contează mai puțin. Tu îți cumperi statut, titlul de doctor, nu uh, știința, mă, în vedere, nu știu, avocat sau ce-ți mai trebuie să -i acolo ca să, ca să îți pară că ai o carieră reușită și de succes. Și atunci noi avem oameni care non-valori ajuns și în, în poziții management, poziții importante care iau decizii, da? dar în spate au background-ul despre care noi, noi discutăm acum. Și cred că dacă noi o să luptăm cu asta în familie, da? noi, noi o să ne dorim, cum să zic, o să ne plafonăm așteptările. Nu că nu trebuie să sperăm, dar nu trebuie să aștepți la copilul tău să învețe toate disciplinele pe nota 10. Poate el îi pare talent să poate el o să fie, nu știu, un om de creație, poate să fie un IT, poate, nu știu, el o să fie un sportiv bun, de ce tu vrei ca el să ia 10 la matematică neapărat? Nu știu, și multe alte chestii. Eu cred că aici poți să vorbești săptămâni întregi, da, fără ca să, te oprești. Iarăși, asta e punctul meu de vedere și nu încerc să-l bag la nimic pe gât. Nu. Ce e cu, cum eu mi explic de ce noi suntem acolo unde... Iarăși. Și ce se întâmplă la nivel de stat. Noi suntem un stat tânăr de 30 de ani. Așteptările noastre, sigur că noi vrem să trăim ca statele cu sute de ani, de, da, vârsta de sute de ani. Acolo procesele s-au întâmplat organic. Cu siguranță eu trecut prin ce trecem noi. E evident că trăim în alte vremuri și nu trebuie să parcurgem 200 de ani ca să ajungem exact în același loc. Dar sunt procese care dacă nu să le trecem organic, asta e ca și cum ei lua oamenii din perioada feudală da, și îi în capitalism și, și zice tu trebuie să trăiești după regulile capitalismului. Asta nu se întâmplă. El o să îmbrace costum, o să îmbrace o cravată, dar o să ca așa cum sunt obiceiurile în perioada lui și setarea așteptărilor asta tot este important Sunt sigur că noi să ne ascultem mulți juriști începători care aspiră în viitor să aibă sau să fie conducători de birouri de avocat Care sunt provocările cele mai mari a unui birou de avocat astăzi. Sau dacă ești așa evident doar, sau dacă poți să numești și provocări evidente și inevidente pe care e, e, sunt din practică. Dacă mă întrebi pentru un tânăr care începe cariera astăzi, eu aș face, dacă eu aș fi acum retrospectiv 20 ceva de ani în urmă, când am absolvit facultatea, aș fi avut astfel de ocazie, eu cred că aș fi făcut pe dracu un patru să ajung într-un birou mare de avocați. Să-mi încep cariera într-un birou asociat unde, unde, haideți să spunem, nu neapărat, deși asta este foarte important, unde ai posibilitatea să înveți. Îndemnările este și felul în care merg lucrurile, tu poți să le iai din practică. Sigur, având o bună pregătire teoretică. Dar dacă tu nu ai văzut cum se faci chestia asta, cu ce înseamnă să asiști la o negociere sau ce înseamnă să lucrezi la un proiect într-o echipă multinacională. sau uh, tu n-ai de unde obișnuie asta. Asta nu se arată la televizor, asta nu sunt... Uh, și chiar dacă ești să vezi, tu n-ai să, să simți. Uh, tu poți, sigur, deodată să mergi să-ți înregistrezi biroul de avocați, să-ți pui numele pe fronton, da? Uh, și sunt sigur că o să ajungi la un anumit peste o perioadă de timp să lucrezi în proiecte mari. Doar că asta e ca și în formula, știi? Pole position. Tu e una să pornești în prima linie și alta să fii în linia a patra. Da, tu, dacă pornești în prima linie, atunci tu șansele să ajungi tot primul la finish și net ne decât cel care e în linia 4. Da, sigur, sunt situații în care sunt lucrurile se aranjează în așa în mod încât cel e pasletnii stan în Dar asta e tot și mai rar. Și când tu ai posibilitatea să pornești în oameni experimentați în proiecte mari, tu deodată să -ai, ai în etapă câteva câțiva ani de pregătire și câțiva ani de așteptare acestor proiecte. Poți fi tu cel mai pregătit om pentru, pentru clienți mari și pentru proiecte. Dar dacă clientul încă n-a auzit de tine, atunci trebuie să fie greu. Și probabilitatea că se audă de tine într-o echipă veche sau mai, mai cu experiență, într-o firmă, chiar dacă tu nu ești pe primele poziții acolo, chiar dacă poate nu primești cel mai mare onorare. Dar asta este, cum să zic, pista pentru, pentru salt. Sau poți merge mergi pe calea lungă, singur. Da, iată, ai pornit singur, tu ești bun, tu lucrezi, tu te pregătești și oricum oamenii în momentul să audă de tine, și tu ai să începi să fii recunoscut, ai să ai notoritate suficientă, ai să ajungi să faci uh, lucruri mari. Dar uh, când lucrezi în cabinetul avocatului, când lucrezi singur, una că tu ai o capacitate, cum spuneam la început, tu ai 24 de ore indiferent că te de deșteptuiești, tu, tu mai mult de 24 de ore nu ai. Și tu ai anumite capacități. În afară de timp limitat, tu ai și resursele tale organismul organismului fizic. Tu n ai să reușești la un moment. Și atunci, ideea de echipă este că noi împărțim veniturile, dar adunăm competențele. Și sinergia este, po poate chiar dacă astăzi câștigăm mai puțin, dar ce o să câștigăm noi peste o perioadă o să fie în progresie geometrică diferit de ceea ce câștigăm azi, spre deosebire de cel care lucrează singur și lui ap aparent el câștigă mai mult azi decât cei care lucrează în echipă. Dar asta nu o să fie tot timpul. Și atunci, recomandarea mea pentru, pentru oamenii care încep este să înceapă din echipe formate deja. Da? Adică, acolo unde, unde o să poate să aibă o experiență de 3-5 ani într o astfel de firmă și atunci o să decide. El vrea firma lui el vrea să lucreze pe cont propriu sau el vrea să îmbătrânească în firma asta unde a început. Asta este o... o a, așa eu aș proceda acum dacă aș fi în, în pielea oamenilor care trebuie să iau o decizie. Dar în, cumva pe parte din birou de avocați, anume conducătorul unui birou de avocați sau la începutul conducerii, sunt anumite, cumva, de exemplu, specific, euh, provocări care cu siguranță vă întâlniți. De exemplu, nu ați puteți găsi clienți sau n-ați idei, n-am, nu știu, cumva, dacă aș vorbi de, poate dacă aș vorbi, de exemplu, de o companie de contabilitate, cineva intenționează să deschidă o companie de contabilitate, euh, știu cu siguranță că să-i spun în următoarele, că de la început, ție să -ți, sau cumva pregătești să știi precis cum dai prețul și să-l poți justifica și să nu fii cel mai ieftin. Că majoritatea sau foarte multe companii de contabilitate care s-au deschis, s-au deschis în urma creșterii organice a unui anumit contabil nu afacerist, dar contabil. Care el e contabil și el știe să facă contabilitate, dar acum ajunge să conducă o, o companie de contabilitate. Pe când e un pic altă abordare și trebuie să negociezi cu clientul și să clientul știe că trebuie contabil, dar el departe de toate tranzacțiile și nu știe deloc de și lui trebuie. Și pentru și el plătește, de exemplu, 5.000 de lei. Când eu odată vin și îți dau documentele și gata, tot lucrul tău atunci eu când nu mai e documentele de la mine și mai mult nimic, pentru că și eu îți dau 5.000 de lei pe lună, de exemplu. Și în cazul dat, i-aș spune că să definească concret partea asta cu prețul, să nu, e, să nu fie amăjit de faptul că alții dau prețuri mult mai mici și tot așa mai departe. Și din cauza asta am vrut să întreb dacă poate și la voi există anumite specificații de este sau cumva chestii mai Da, e indiscutabil. Uh, inclusiv ceea ce ai zis tu, este perfect valabil și pentru businessul nostru. Tu nu poți să uh, iei prețurile din pod sau să doar ai auzit că oameni în businessul ăsta vând așa servicii cu așa preț. Da? Și zici, nu, de ce o să mai erau? Nu, eu tot așa o să vând trebuie să înțelegi de ce tu baci chestia asta în preț. Adică, de ce, de ce serviciile tale costă 1000 de lei sau 5000 sau 10, nu știu că, care e serviciul tău. Cum tu, să poți să, 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 nu neapărat să explici clientului, da? trebuie să poți explica ție de ce tu vrei 10.000 de lei pentru serviciul ăsta. De atât că el chiar valorează sau ce, asta formează pe baza costurilor tu ai aici, Uh, ai calculat bugetul, da? ai calculat că ai nevoie, ai chirie, ai contabil, ai, ai angajații, uh, trebuie laptop, uh, vrei să-ți o mașină. Da? Deci toată asta e calculat sau tu pur și simplu îți place suma de cum, cum sună 10.000 de lei? Da? Și sigur asta este important. Este important să te determini ce faci. Chiar dacă noi nu putem să ne permitem luxul, să avem buticuri, da? sau să avem specializări în guste, cum spuneai tu, în TVA. Da? Dar, oricum, trebuie să te limitezi la, hai să zicem, o, o ramură, două, dreptul, și ar fi dorit el să fie conexing. Tu nu poți să nu poți ai de la divorțuri și terminând cu omor și Hrei. da? Adică trebuie să decizi, tu faci penal sau faci civil? Da? Sau faci comercial? Sau tu vrei să faci tranzacții? Pentru că dacă ești singur, mai ales... Da? sau că dacă pornești o firmă, sigur trebuie să-ți să, -ți, să, să -ți seteze, cum să zic, obiectivele. Tu trebuie să știi exact răspuns iarăși pentru tine, ce vrei să faci. Iată, ce servicii vreau să, să vând? Da, în afara faptului că tu nu știi, ești cel mai bun aici sau tu ești, poți să concurezi cu cineva care deja face asta, tu trebuie să-ți răspunzi la întrebarea ce tu vrei să faci. La răspunsul, eu o să fac toate, o să dau toate serviciile care se solicită pe piața moldovenească. Nice, posibil și așa, dar acum întrebarea este, dar cu cine tu ai să faci asta? Tu singur nu ai să poți face asta, tu ai echipă. Da? Respectiv, în funcție de obiectivele sau de ce tu vrei să faci, tu trebuie să decizi cu cine asta faci. <coughs> și, și, când uh, îți răspunzi la întrebările astea, atunci începi să acționezi corespunzător. Pentru că nu este suficient să pui un, nu știu, logo frumos, să faci un site frumos, anunți despre apariția ta. Pentru că tehnologiile, sigur, ele arată bine, ele ajută la, ajută la vânzare. Dar chiar dacă tu ai adus un client și tu, el, tu n-ai fost pe potriva așteptărilor lui, atunci Factorul negativ se multiplică. Da? Deci el, poate dacă a, bine, a fost mulțumit de servicii, nu o să povestească nimănui, dar dacă nu a fost mulțumit, atunci el cu treabă și fără treabă o să atunci nu, 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 că și nu o să facă intenționat el de fiecare dată când o să zic că nu știi vreun avocat și zic, o, oh, dar nu te du asta că așa mai suferi de la, de la el și în felul ăsta din, din nume, adică din om în om, numele tău a, 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 a cincile care spune de rău despre tine, deja nici nu știi, măcar de cine tu ești și care au fost serviciul care tu l-ai prestat. Dar el a auzit despre tine, nu de bine. Și, at și atunci riscurile sunt, sunt foarte mari. Dar trebuie să știi exact ce vrei să faci. Cu ce și cu cine. Asta sunt. Și așteptările se Pot Poți sigur să te arunci deodată la cele mai mari proiecte și care, care sunt pe piață. Dar tu trebuie să-ți să, te, să răspunzi la întrebarea în ce fel eu o să abordez omul ăsta sau, proiect, sau, sau uh, compania ca ea să creadă în mine că eu pot să fac față alături de, nu știu, niște oameni care vin din, nu știu, din Olanda, spre exemplu, să participă la concurs sau la tender. Una din metodele cele mai bune la voi pentru a obține noi cazuri, clienți noi, networking. cum voi faceți networking? Cum o legă prim face networking? Pentru că am văzut prezența lui Iule Ghefrim la mai multe evenimente la care am fost și eu și mi-e super interesant cum e abordarea ta în partea da, asta. Exact așa, Deci sunt evenimente publice la care a, trebuie să mergi, da? pentru că acolo sunt avocații și acolo sunt clienți avocați. Eu acum am redus doar la. m-a întrebat despre avocați și am redus la asta. Dar asta funcționează în toate domeniile. Pentru că și recepțiile despre care tu zici, deseori ele sunt tematice. da, că acolo fie că sunt oameni de afaceri, fie că, nu știu, sunt doar chestii juridice care se discută sau sau nu știu, asta este, a, asta este o modalitate foarte frumoasă de, de a face noi relații, cunoștințe sau chiar dacă oamenii se cunosc de multă vreme o oportunitate să discuți da, cu un om, fie că nu te-ai te întâlnit până acum niciodată, și iată la o astfel de eveniment tu poți schimbi două vorbe care să stabilească o relație, nu știu, de, de lungă durată. Uh, Mi-asta mie îmi lipsește acum în perioada pandemiei, da, pentru că nu e vorba despre distracție, nu este vorba despre chef, dar uh, oportunitatea asta care îți dă concentrația de oameni pe metru pătrat uh, este o oportunitate unică, tu rar ai așa o ocazie în, vreme, în timpul când toată lumea e ocupată, când nu știu, are foarte multe chestii de făcut, familie și tot restul. Și atunci să scoți un om la o întâlnire privată pare fi mult mai complicat decât să beneficiezi atât de astfel de... Da, deci asta, e, asta este o modalitate bună și în general. Eu încerc să mă conduc de un principiu care l nu mi-a nici nu știu dacă e principiul, o, o chestie care am, am citit-o undeva și tare mi-a plăcut. Încearcă să nu mănânci singur niciodată. Da, deci, te, chestia să ieși la prânz sau la cină cu cineva care, asta nu este parte din, cum să zic, nu faci asta pentru că tu ai nevoie să ieși la restaurant zilnic. Da, sau, nu știu, o dată săptămână sau cât de, de des asta se întâmplă. Dar tu nu ai cum să-ți lărgești orizonturile dacă tu ai să te învârtești doar în zona ta de confort sau de oameni care tu cunoști, cu care tu te vezi zilnic sau cu care tu ești obișnuit trebuie să ieși din, din această zonă, să o lărgești. Da? Și asta ne îmbogățește, comunicarea ne îmbogățește. Nu neapărat că oricare prânz sau cine trebuie să vinzi da? și să ieși de acolo contract. Dar asta face parte din lucrul asupra ta, auzi alți oameni, auzi cum ei gândesc, auzi cum, cum, cum funcționează afacerile lor și asta ne ajută pe noi să devenim mai buni. Asta tot e o chestie care, care încerc să mă țin de ea și la evenimente sau când e, se organizau anumite evenimente. Erau anumite reguli după care te conduceai pentru a face cât mai mult networking sau cumva te advenit la sine? Nu. De, de fapt, eu nu sunt un om care pot foarte ușor să intru în contact mai ales cu oameni necunoscuți. Da. Și nu cred că este ok la un astfel de eveniment să alergi la om la om și să împarți cărțile de vizită și să și de o să -și, și ai schimbat două vorbe și ai sărit la alt om. Da, pentru că atunci asta nici nu este, nu știu, personal mie nu-mi place așa când cu mine procedează și eu nu pot să procedez așa cum mine, nu-mi place când cu mine procedează. Da, deci interesul trebuie să fie organic, da? El, el, trebuie să fie pe bune. Da? Adică dacă eu mă apropii de tine să mă prezint și să zic, uite, mă numesc Oleg Efrim și da, tu ce faci? Atunci eu sincer trebuie să mă interesez de chestia asta. Nu doar că 5 minute până eu aștept că omul care e pe bune vreau să vorbească, el acum e ocupat da? și aștept. A, și când am văzut că el s-a eliberat, zic, hai salut, poate ne mai vedea. Dar nu, asta nu funcționează. Pentru Că asta e fals și asta se simte. Nu, asta este, nu știu, dacă, dacă, eu am vrut, dacă eu am vrut să fiu prezentat cuiva sau să vorbesc cu cineva, eu de fiecare dată m-am apropiat la cineva care îl cunoaște și să zis, vrei să mă prezint, te rog omul ăsta. Atunci e ușor, deseori e complicat să vii, să întinzi mâna și să zici, eu aici vreau da, să vorbesc cu tine, da? un om poate să uite straniu. Da? Dar atunci când vine cineva care poate să te prezinte, asta e mult mai ușor. Și asta, asta e o, o chestie care eu încerc să... Atunci când vreau să comunic cu cineva, rog cineva să mă prezinte. Noi. Cumva... anume din domeniul serviciilor, cum am observat, suntem un pic mai introvertiți. Adică, noi dacă avem două posibilități, una ca să ne o oră mai mult, dar n-a să trebuiască să implic, să sun clientul sau să mă văd cu dânsul, să-i dau o întrebare și el să-mi răspundă. Și alta care e ușoară să -i dau o întrebare, el să-mi răspundă și internet terminat lucrul. Eu să leg pe două. Cumva, nu anume eu, dar din domeniul serviciilor, așa, așa e specificul nostru. Dați-ne o și eu să vă dau două, eu să-mi fac lucru și tot așa. Și pentru asta, cumva, la evenimente din networking, eu am câteva reguli după care mă conduc, sau cumva, nu reguli, dar eu, seti, eu trebuie să mă setez de acasă, să știu cel puțin vă șapte persoane care sunt, fac o cercetare, pentru că eu când mă apropii, măcar de una din acele șapte persoane, care sper că taman în momentul ăla să fie liber, eu să am cu și încep discuția. cumva salut, mult urmăresc, Ia că știu că ai făcut asta și a fost super impresionant, eu mă numesc așa și fac asta. ai două minute să-mi povestești despre ce și faci -și, 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 și cumva de la asta el se, persoana se mai relaxează și se începe așa networking-ul. Dar pentru asta eu trec prin multi cumva culori, fața se schimbă în roșu, în galben și tot așa și cumva nu e așa de ușor cum pare la prima vedere tot networking-ul ăsta. Eu înțeleg despre ce tu vorbești. Nu știu dacă toată lumea din servicii e așa cum zici tu, dar eu mă regăsesc desigur în cei și așa asta vine de la, nu știu, felul nostru de a fi. Nu, nu toată lumea e foarte sociabilă și comunicabilă și poate Uh, cum spui tu, tu trebuie să te pregătești, dar el e generat pe loc patru teme de discuții și interlocutorul e totul e interesant și da, asta trebuie să poți, trebuie să fie așa. Noi nu toți suntem așa. Și atunci, iată, ceea ce tu spui, asta este o abordare foarte bună cum să faci, da, trebuie să vii pregătit dacă tu știi că tu nu poți discuta din nimic să generezi temă de discuție atunci asta este o cum să zic, exact modelul de urmat, când tu a, aș fi vrut să vorbesc cu acest om, da el, ok, da, de să văd ce a făcut el, ce ce care sunt ultimele lui, nu știu, ce mai scrie lumea despre dânsul ultima, da, pentru că în felul ăsta tu știi exact cu cine vorbești știi mai ușor să te, sau asta te ajută să te apropii. trebuie să recunosc că dacă omul este pentru mine necunoscut în sens eu nu știu, un membru nou în comunitate care, nu știu, am, poate a venit dintr-o altă țară sau sigur că o să mă interesez cine e el, ce a făcut, ce background are, ce studii, poate avem interes cu mine. Sigur că asta te ajută pentru, da, experiența din domeniul public o-a ajutat cumva. Ești fost, fost ministru al justiției, da? Da, mi s-a întâmplat și acest lucru. Am avut onoarea să fiu ministru al justiției pentru o perioadă de aproape patru ani. Da, sigur, experiența de acolo este inestimabilă. Pentru... Nu neapărat că s-au întâmplat numai lucruri bune acolo, dar tot ce a fost acolo m-a ajutat pe mine să fiu așa cum sunt astăzi. Da, adică, eu sunt sigur că eram să fiu altfel dacă nu treceam prin această experiență. Multe chestii de acolo te ajută să înțelegi cum funcționează puterea. Pentru că deseori noi ne imaginăm că acolo tot sunt niște mecanisme extrem de bine puse la punct, toate deciziile se iau asumat și după ce trec proceduri prescrise, protocoale și nu știu ce. Dar, în realitate lucrurile stau mult mai prozaic și atunci când tu înțelegi chestia asta, tu ești gata pentru reacții și pentru atitudine. Acum, în activitatea mea privată, când eu interacționez cu autoritățile, eu deja cumva nu pot să spun că eu știu cum ei gândesc sau cum eu să acționez. Dar eu am câteva variante de comportament și una din ele întotdeauna îmi pușcă. Da? Eu știu că uite, fie, așa o să se întâmple, fie așa o să fie... fie. Nu, nu, în sensul la nivel de decizie, dar strategic, cum, cum o să, să meargă. Și asta mă ajută pe mine să iau deciziile în activitatea mea privată. Sigur. Plus, după ce am trecut prin activitate politică, eu nu știu dacă mai este ceva de ce eu pot să mă tem în spațiu public. Da, deci eu, nu, eu nu am frică de camere, de reporteri, de întrebări, de, nu știu, de, de, de chestii care în mod normal, dacă nu aș fi trecut prin acea experiență, cred că le-aș le fi avut. În discuții cu mai multe persoane care am mai lucrat, mi-au descris abordarea ta în lucru în felul următor. Cumva nu ești super tehnic sau nu te evidențiezi prin super tehnica în domeniul juridic, cât te evidențiezi prin înțelegerea scopului unei tranzacții, a unei activități, a unui business, a proceselor și tot așa și cumva soluția poate fi oferită și uh, mai bine în momentul în care nu știi doar uh, drept că poți fi și mai bun uh, sau și mai bine știitor de toate articolele care sunt și să nu genere soluții, dar uh, cumva înțelegi sau încerci să înțelegi și îți vine confortabil să înțelegi afacerea clientului. Și în cazul dat, nu ai și tu aspirații de afacerist sau ai avut experiență de antreprenorială anterioră sau să planifică în timp apropiat? Nu am fost niciodată să fac, cum pot să spun, că nu am fost tentat să fac afaceri. Permanent te gândești să faci o afacere sau să nu faci sau apar oportunități de afaceri. Dar afacerea nu poate să meargă atunci când tu ești un investitor pasiv. da Dar pentru asta poți să procure acțiuni da, la bursă dacă vrei să te consideri. Totul oricum ești investitor. Da? Tot e, ești într-o afacere, că tu ai acțiuni. Dar dacă la felul în care să fiu eu, omul de afacere, atunci eu trebuie să mă las ceea ce îmi ce place. Și eu prefer să mă uit la ce, ce fac acum ca la afacerea mea. Pentru că ea este o afacere chiar dacă e după niște reguli puțin diferite de cele antreprenoriale. Da? Eu am 12 oameni care, cum să zic, în fiecare lună, într-o anumită dată, își așteaptă onorarele. Eu am deplătit taxe în aceeași perioadă, eu am plătit chirie, eu am deplătit cheltuielile de administrare a biroului și multe alte griji. Da? respectiv, toate astea mă face să mă comport ca un om de afaceri. Eu trebuie să am un buget, eu trebuie să știu cum îl îndeplinesc și în afara faptului că eu administrez toată chestia asta, eu trebuie să prestez ca și avocat. Da? Eu merg în instanță, eu consult, eu particip la tranzacții da? și uh, spuneam și eu mai înainte că n-ai cum să faci o, o, un produs bun dacă tu nu înțelegi afacerea clientului. Dacă tu nu înțelegi scopul tranzacției, ce urmărește el și cum vede el, tu n-ai să structurezi niciodată tranzacția ca ea să iasă. -ă, contractul, asta este instrumentul, asta este hârtia pe care-i puse tranzacția în limba clară pentru toată lumea, da? sau în limbaj juridic, dacă, dacă vrei. Dar ea, când citește un contract care se referă la o tranzacție, acolo trebuie să fie tot clar, pentru că uh, dacă acest document nu este clar pentru părțile care l-au semnat, atunci dacă îl pui pe masă la o terță persoană care nu a participat la negocieri și la toată tranzacția, care e judecătorul, atunci tu te poți să ai a șaptea soluție, nu a doua sau a treia, nu una din cele care le văd părțile, dar în general poți să ajungi niște, pentru că uh, judecătorul în general e departe de, de și nici nu are timpul pentru asta să înțeleagă ce ați avut voi în vedere, tranzacția, așa într-o lume ideală funcționează, tu da? el trebuie să înțeleagă ca să dea interpretarea corect. Și atunci tot asta trebuie să fie clar, scris într-un limbaj ușor accesibil, nu așa cum cu cât mai multe sinonimi ca să nu poți să înțelegi unde se începe propoziția și unde se termină. Da? Pentru că încă, cât mai multe și cât mai neclar este scris un contract, cu atât mai multe probleme de interpretare el o să genereze. Și dacă nu înțelegi afacerea clientului, ce vor, ce vor părțile în contractul ăsta, tu niciodată n ai să o poți să o structurezi în așa mod încât ea să fie tehnic. Asta este în funcție de cu cine eu lucrez. Pentru că dacă eu am să fac ceva singur și care o să trebuiască să vadă a, a două perechi de ochi, o să fie doar omul care o să vadă produsul meu, atunci eu sunt foarte tehnic. Pentru că eu n-am de la cine aștepta tehnicitate. Dacă eu lucrez în echipă în care mai sunt alți oameni și eu sunt, am, am alt rol în echipa aia, da, să, nu știu, generăm soluția ca cineva după aia pui tehnic pe hârtie și eu să văd rezultatul, sigur că eu atunci nu o să fiu tehnic. Dar eu pot să fiu, eu, desigur, eu trebuie să fiu tehnic. Eu, eu trebuie să atrag atenția la detalii, trebuie să pun virgule. Da. Oleg, îți mulțumesc frumos pentru interviu dat, pentru discuția dată pentru contribuția pe care voi o faceți, inclusiv prin blogul sau seria de videouri martorii lui Justinian. În descriere ne să adăugăm link pentru cei interesați. Mult succes în continuare! Da, mulțumesc mult pentru e, invitație! Music.